Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Dishonored 2. Ultima oară când ne-am întâlnit am fost să-l vedem pe domnul Ducabel aici și să rezolvăm ceva cu el, dar aparent am reușit să-l rezolvăm pe el. Nu am reușit să-l rezolvăm pe în modul pașnic. Deci probabil o să avem acel final nașpa. Deci aia e, oameni buni, deja ne-am prins deja că o să avem, deja știu că o să avem final nașpa, deci nu mă chinui prea mult, gen nu o să încerc să fiu foarte stealth de aici încolo și chestii genul ăsta, dar bine, nu o să încerc să fiu foarte blând de aici încolo, asta mă refer, nu că nu o să mai fiu stealth de aici încolo, pentru că totul jocul ăsta este vorba despre stealth și nu pot să zici că nu o să fii stealth. Ok, hai să vedem dacă îmi dau seama unde sfântul trebuie să mă duc pentru a accesa chestia aia. Hai să băgăm dacă am o poțiune, ar fi superb. Shush! Oh god! Taci din gură! Stai așa. Stai așa. Stai că trebuie să parc la o distanță mare de ei. N-ai treabă. Shit. A, grozav. Oh shit! Da, mă, că vă spar pe toți! Câine! Gata! Ok, never mind, hai! Hai! Oh, mamă, ce e aici! Stai că încerc să-mi dau seama unde ar trebui să fie secret passage-ul ăla. Mai jos. Taci, mă! Pleacă! Atât? Stai, mă, cum ajung la passage-ul ăla? Ia să încerc acum să-mi dau seama cum ajung la passage-ul ăla. Unde mă aflu acum? Oh, sunt la toaletă. Să nu mă ajută. Luca Bell's office. Oh god, stai așa! Okay, I'm out, fuck it. Unde e liftul? Touch! Jesus! Okay. Asta e fucked up. Cer să-mi dau seama cum pot să ajung acolo. Degeaba e un hidden passage. Oh shit, stai că-s roboții acolo. Oh my god, jocule! 3 FPS și un vis. Eu nu înțeleg de ce îmi fluctuează atât de grav jocul ăsta. Ok, bye! Shit! Aoleu! Da, mă, nu era că e hidden passage, dar unde e? Oh my god, nu, nu, și-o-mi bat pe...
Hai odată! Jesus, Sfinte, apără și păzește, dă omoară, mă. Finally. Nu mai înțeleg nimica. Nu mai înțeleg nimica. Uneori merge jocul de zbârne și uneori merge jocul de se pișă pe el. Deci nu înțeleg, nu înțeleg ce face așa. Mă uit, am task managerul ăla deschis în partea stângă și merge absolut. Deci task managerul ăla ajunge uneori la 90%. Și așa, boom. Nu știu, am să încerc. Cred că am să-l formatez zilele astea PC-ul și o să sperăm că o să rezolv ceva. Unde e ăla, frate? Gata, hai că nu m-au văzut până la urmă. Taci, mă, din gură să nu zici ceva. Okay, deci trebuie să văd dacă e undeva unde poți să sari sau ceva. Deci undeva de pe afară, cred că e un hidden passage. Pentru că în casa asta degeaba, eu tot mă prim în casa asta și nu văd nimic ca ce să mă ajute. Huh. Ia-mă pe aici? Ia-mă, aici ce e? Huh. N-am și un EMP sau ceva? Ah, căcă. Un EMP ar fi fost drăguț. This must be the Duke's vault. Ah. Dar, oh, intri pe aici. Se activează la distanța asta? Let's see what Duke of Bell keeps hidden away in here. Save. Bine că am luat cheia de la el. Oh, ce bine. Ia mă ce-i în vault-ul ăsta lui. Spiritul Delilah. Dă-mi coace. You were all I ever wanted. Let me go. I've seen too much of this world. There is blood on our hands. Oh. For you. To keep your throne. For your legacy. My daughter. You are becoming everything. Oh. Bad ending, boys. I love you. But let me go. Bad ending. Shit, va trebui să jucăm asta din nou. Ca să facem good ending-ul. Fuck, asta este clar ăla rău. Asta e ending-ul rău. So it's done. Now to take the lines. Oh shit! The heart of my half-sister? Only her flesh remains. Oh, stai! Not funny, bro. What? Nu era un clockwork bullshit pe aici? O, s-a făcut bucăți. Stai, mai era ceva pe aici? Mamă, cât aurul, acum văd cât aurul e în vault-ul ăsta. Stai, mă, pun de la mă hidden passage-ul ăla, că mă apucă draci. Deci, te urci pe aici. Trebuie să fie ceva pe aici, nu? Nu, nu e. Ok, the machine has detected something. Combat protocol. A mers? What's going on here?
Shit. Am o bombă? Am. Ah, shit! Hai mă, vii odată. Stai, acum mai am ceva? O, mai am. Stai, mai am altceva? Ok, super mega combat în 3 FPS. Hai mă, mor odată. Gata, mă. Mamă, ce m-a rupt. Atât, mă. Hai să dăm, mă, ce facem aici. Oh. There. Now to wait. Păi, aștept. Oh, vine acum barca. Fuh, ce mă spera să gai că nu vine nimeni. Oh, gata, nu faceți și voi asta, copii. Nu e bine. What the fuck, ce glitch vizual. Uite la că la sabie. Lel. Era tare dacă sărea altceva. Ha, mă, fiți ar capul, mamă, de unde veniți? Și ce, am să not până la barca aia. Că până te hotărăști să o parchezi, tu de fapt stai, că tu oricum nu o parchezi. Yo, what up? So, is that it? The fall of Karnaca. Duke of Bell is dead. Long live whatever comes next. Back to the dreadful whale then, and on toward Dunwall. Yes, at long last. To take back the throne and find a way to save my father. Ready then? Da, sigur, hai da, că nu mai am ce face aici, am făcut deja destule. Doamne, cât de prost am făcut totul pe acolo, incredibil. Full assault, letal mode, doamne. Runes. Addressing Karnaca, spoke with people of Karnaca from Duke Abel's chamber. Au trebuit să făcut aia. Așa îmi dădeam seama mai mult sau chestia asta. Nu știu ce se întâmplă dacă vorbeam la megafonul ăla sau ceva. Chiar era drăguț. Chiar era drăguț dacă puteam să fac asta. Dar mă îndoiesc. Mal că mă îndoiesc. Ok, continue. My life story changed when an assassin named Dao drove a sword through my mother's chest. Aha. Now I'm coming home with the same purpose in mind. Is this what Dao felt? Planning the approach. Wondering how it would feel to kill an empress. Whatever grand scheme you've got underway now, Delilah, you were smart when you stole this place from me. You knew who among my people to corrupt, and you took away my strongest ally, my father. Damn. But you didn't know me. You only saw a sheltered princess. You never thought I'd fight back. You don't know me, Delilah. But you will. Damn, ce periculoase suntem noi, miau! Dăm pe aici așa de periculozitate. Suntem extrem de periculoși, băieți. Ne rupem în 16 figuri. Niște mune pe aici. Ce scrie în logul ăla? Oh. Nimic interesant. Ok. Ups. Spuneați ce-mi place că să explorezi toată barca asta. Că o să găsesc ceva interesant. Well, sincer, nu știu ce să zic. Dar mă cam doiesc. Pe aici, uite săgeți, chiar avem nevoie de săgeți. Equip heart. Heart. N-avem heart?
Ai un bone charm acolo, sunt două chiar. Aha. Soon I will dream the dream of a new world and all will change. Cine ești tu, frate? E Sera? I dream and the world trembles. Remarkable what Delilah's accomplished. Ce? Megan's foster cabin. De Megan Foster. Se fur cheia. At least the situation with the Duke is behind us. Let's not forget that small detail in all this. Două bone charm-uri la aia acolo. Ia zi-o, Sokolov. De Megan. Și mișto tablou, mersi. Now that we're here, I suppose you know where to go and what to do. You've killed a legion. So what's one more? If anyone deserves it, it's Delilah. She's got so much to answer for. At my age, I've come to distrust words like deserve. As I told you, I knew her long ago. Badly wounded, deep at her center, but cunning, and looking for a way to pull herself up. Perhaps more than anything, Delilah had a talent for imagining the world as a better place. If only that could have been channeled towards something less twisted. It's probably too late to dwell on regrets. Everyone feels some regret. Atop a long line, mine is now chiefly that I'm out of time. Take care of yourself. Goodbye, Anton. Damn, ce înseamnă să faci finalul rău, boys? Nimeni mai o place. Nimeni. Unde e asta? Huh. New mission clue. Megan Foster is waiting on the deck. She wants to talk. Okay. Eu încă mai mult dacă mai e ceva pe aici, dar mă îndoiesc că mai găsesc ceva. Deja am văzut fiecare colțișor la navele astea. O, te rog, încetează. A, și am văzut să iau restul de pistoale, am văzut să vorbesc cu tine. Megan, I'm taking the skiff. I want to go to Dunwall Tower alone. All right. Do you know how you're going to kill Delilah? Nope. If you leave her alive, she'll come for you sooner or later. I'll do whatever's necessary. No one takes what's mine. Just make sure you don't hesitate. Delilah's dangerous. You don't have to worry about that. Oops! I could never trust you with all you know. What? Nu! Căcat, unde e? Am vrut să apăs control să mă pun în... Ok. Ally kill... Ok, dacă tot facem finalul rău, hai să facem rău de-a binele, adică serios de acum. Hai să o dăm în super răutate. Sokolov, unde ești? Și pe tine? Oh, I'm coming for you, moșneagule. De ceapă mă tirai. Suppose you did the best you could, or I'll let myself believe that at least. Shut the fuck up! Păsta s-ar putea să nu meargă, stai. You experimented on people during the plague. Om rău ce ești. Șa. Combustion, what? Megan Foster. What did you say? I guess it doesn't matter. I should run. Haven't. Should do my blood. What? Okay, ceva. Oh, yeah, a fost un assassin din ăla. Da, ăsta. For the murder of various individual note. Wanted. Yes, yes, yes. Dodd. Și Billy Lurk. Uite, da.
Era de la un asasin de la un... Ok. Bone Charms? Stai aleacă. Enemy miss with fire projector more often. Your bullets inflict slightly more damage. Ai, eu vreau. Sometimes drinking mana elixir restores all mana. Gain health when inflicting sword damage or assassinating enemies. Ok, asta nu sună așa bine. A combustion. Your grenade inflicts slightly more damage. Blade bullet. Spring azor. Ok. Healthy appetite. Falling star. Drop assassination. Restore mana. Fencer. Combat robust. Elixir slightly more health. Nu, era ăla care îmi dă mai mult HP. Hardness, da. Sau mai mult HP. Stai, dar mai aveam și rune. Damn, mi-am omorât pe toți. Da, și probabil dacă nu eram așa rău cu asta, probabil că puteam să... Nu știu. Cred că puteam să... Fuck, îmi scapă. Cred că veneau și ei cu mine și acceptam ajutorul lor, dar am, pentru că am fost un nenorocit și așa, am reușit să... Wow. Well, guys, that's interesting. Craft the Bone Charm with 4 traits. Found. Păi stai, și cum pot să craftez? Craft Bone Charm with 2 traits. Ah, deci nu pot să fac nimica. Pot doar să le sparg. Ugh. This is bullshit. Mai zici ceva. Ok. Ok, sunt curios de chestia asta. Săracul Samuel. Săracul Samuel. Nașpa, băieți, nașpa, chiar îmi pare rău că am făcut asta și am fost nenorocit. Și am luat ending-ul nasol, deci nu știu, eu privesc pe parte destul de nașpa asta. But who knows? Knows. Bring me back to the cage in my own chest. Oh, I will. Delilah will be made mortal again. You let your mother slip into oblivion. Huh. Do you know where my mother's resting? Nope. In a child's coffin, her skin legs tucked beneath her, because I couldn't afford proper burial, while my father rests in the Imperial crypt. You're lying. You still can't accept it, little girl. Your father was born a nobody. I inhabit your mother's heart, and my body walks the halls of your crumbling palace and sleeps between your sheets. Your sheets. If anything in Karnaca, it's that you only deserve to keep your throne if you're ready to roll out a red carpet of blood before it. We'll be face to face soon, and I'll end you, Delilah. Damn. Well? Asta e ceva, tot ce pot spun că e ceva. Find way to access Dunwell Tower. Cel mai probabil nu cred că avem opțiunea de non-lethal la chestia asta, așa că nu știu ce să zic. Yep, I don't fucking know whatever to say. Oh, ne-am întors aici. Mă lasă să amintir din primul episod. Așa că da, mai bun, cam asta ar trebui pentru această parte din Dishonored 2. Dacă v-a plăcut și veți vedeți mai multe video de genul acesta, nu uitați să like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!